Este normal și natural să-ți dorești creștere și evoluție, să vrei mai mult, mai bine și mai frumos. Asta este energia frumoasă. Noi întotdeauna mergem pe creștere, da? Ce înseamnă energia feminină? Că dă viață, crește, înmulțește ceea ce are și atrage ceea ce are nevoie. Deci aici sunt două energii. În primul rând, energia noastră de a atrage ce vrem, ce avem nevoie, dar mai este și o energie de a ști să păstrăm, de a avea această capacitate de a păstra ce am primit sau ce am primit. Deci sunt două energii diferite și trebuie să înțelegi, draga mea, care este problema, de ce nu atragi ce-ți dorești? Și de ce nu poți să păstrezi sau de ce nu ai putut să păstrezi ceea ce ai atras în realitatea ta? Că indiferent că e vorba de un bărbat, că este vorba despre starea financiară sau despre sănătate. Egal, da? Dar lasă-mă să mă prezint. Eu sunt Nicoleta Nustaler, consilier în dezvoltarea personală și spirituală, autor cărți și cursuri. Bine ai venit dacă ești nou pe acest canal. Și bine ai revenit! Mă bucur tare mult să ne revedem, să vorbim astăzi despre această manifestare. Ce manifestăm din răni emoționale? Ce legătură are feminitatea? Pentru că puține femei mai știu astăzi ce înseamnă feminitate, mai presus de tocuri și de o rochie sexy, senzuală, de sex chiar, da? Este o energie. Deci, cum manifestăm noi numai prin energie feminină, draga mea. Asta înseamnă feminitate, să manifesti, să atragi. Și iar legea asumției, că astăzi multe femei mai tinere și mai coapte, ca să zic așa, s-au dus pe sufletul pereche, pe flacăra geamănă, pe uniune, pe manifestare, pe legea asumției. Da, este foarte bine. Cum spuneam, cum am început, este natural și firesc să ne dorim mai mult. Și ar fi fabulos să avem un partener lângă noi care înțelege această nevoie a noastră, pentru că numai acela poate să rămână fericit alături de noi. Haideți să mergem să vedem care sunt problemele. În primul rând, iată, sunt două feluri de manifestări ale feminității rănite, că da, e vorba de rănile emoționale, despre traumele care ne țin, pentru că una vrem noi conștient, noi știm foarte bine ce este sănătos și ce nu este sănătos pentru noi. Și îți dau un exemplu aici, deci eu știu la nivel conștient că nu este bine pentru mine să mănânc după ora 7-8 seara, da? Dar câte femei se abțin de la acest lucru și nu cad și nu sparg frigiderul. Da? Deci una este conștient, eu știu, am informația, știu că nu-mi face bine, dar eu nu pot să aplic. Asta înseamnă că nu există acea trinitate, acea armonie interioară între gând, cuvânt și faptă. Adică eu nu mă manifest autentic în totalitatea mea și de aici. Adică asta, manifestarea aceasta vine din răni emoționale. Și ce se întâmplă? Unele femei, din cauza rănilor emoționale, se duc pe masculinitate, pe energia masculină mai mult. Ce înseamnă? Se duc în control, în dominare, de fapt, pe umbra energiei masculine. Sau rămân într-o energie feminină rănită, care înseamnă haos. De fapt, asta este energia brută a feminității, este haos. Cum este apa care, ca o cascadă, da? Care nu e dirijată. Și iată ce se întâmplă atunci când ai răni emoționale, te duci în ego și în victimizare. De acolo nu-ți iese manifestarea. Pentru că dacă tu ești în starea de victimizare, dacă tu te simți o victimă și învinovățești pe ceilalți, nu ai control, tu nu ai acea direcție, nu ai acea stare de bine și de plăcere în viața ta, se exclud una pe alta. De ce nu-ți iese manifestarea? Pentru că ai aceste blocaje energetice. Energia ta nu este fluidă, deci nu este energie feminină pură, fluidă, care curge exact ca apa, dar care are și o direcție. Asta învățăm noi, cum să dăm direcție energiei noastre feminine, când să o folosim și cum să o folosim. Dacă ai blocaje energetice, cum îți dai seama? Nu-ți ies lucrurile pe un domeniu sau pe mai multe ale vieții.
înseamnă că există o inflexibilitate, că tu, cum spuneam mai devreme, la nivel conștient, vrei ceva spre binele tău, dar subconștientul te autosabotează. În subconștient nu-ți dorești. Dacă tu spui că vreau o relație de iubire, în mod conștient, în subconștient, tu nu-ți dorești o relație de iubire. De ce? Pentru că ai niște convingeri limitative. Ce convingere ai tu despre iubire, despre o relație, despre bărbați? Ia, pune pe o hârtie ca să-ți dai seama ce blocaje ai. Da? Și adesea mergem pe victimizare. Sau, mă rog, femeile se duc pe victimizare. Ce înseamnă că te victimizezi? Că dai vina pentru toate neplăcerile tale, pentru toate nereușitele tale pe cei din exterior și cel mai simplu este pe partener sau pe iubit sau pe cel care ți este cel mai aproape. Nu-ți asumi răspunderea pentru energia ta, pentru că tu ar tragi pe rezonanță. Asta înseamnă să manifesti, că tu îți dorești să manifesti conștient. Tu tot ce ai în realitatea ta, tu ai atras. Că este bine sau că e mai puțin bine. Chiar și stările partenerului, chiar și partenerul tău sau iubitul tău, tu l-ai manifestat asta, mă, să manifesti. Nu manifesti numai lucrurile care îți plac, cum spuneam și în alt video. Noi nu manifestăm ce ne dorim din minte. Noi manifestăm pe rezonanță, pe ceea ce suntem, da? Ca vibrație. Aici trebuie să schimbăm, să facem switch-ul. Și nu există o pilulă magică ca să facem acest proces de pe o vibrație de victimă să mă duc să devin o creatoare. Ce înseamnă să fii creatoare în viața ta? Să știi să lucrezi cu rănile emoționale, să le înțelegi, să le integrezi în ființa ta întreagă și asta obligat înseamnă să nu mai dai vina pe ceilalți, ci să înțelegi că tot ce se întâmplă este o lecție pentru tine și pot să te ajut cu asta să-ți explic dacă ai nevoie de niște răspunsuri la întrebările tale, oricând o să-ți las în descriere detalii despre cum poți să lucrezi cu mine, cum poți să ai o consiliere. Dar nu există pilula magică, nu există o rețetă, există un proces care poate fi lucrat. Este vorba de a avea timp, de a avea dispoziție, de a avea motivație. Deci, că îți dorești cu adevărat, este vorba de a te responsabiliza în viața ta. Pentru că în momentul în care tu faci acest proces, tu schimbi complet viața în bine, dar trebuie să-ți asumi acest proces care durează 8 ședințe. Deci îți predau toate instrumentele necesare ca să accesezi această vibrație de bine, de stare de bine, de plăcere, de creștere, da? Cum să atragi în realitatea ta acea manifestare conștientă, să poți să manifesti legea asumpției, dar trebuie să ai vibrația respectivă. Cum să atragi? Și mai ales cum să păstrezi ce atragi în realitatea ta, pentru că sunt două energii diferite. Și acum, convingerile limitative care sunt în subconștient. De aceea e necesar să lucrezi cu un specialist care să te ghideze, care să știe să conducă acest proces pe care l-a parcurs înainte cu succes, normal, cu rezultate fabuloase. Da? Ca să scoți din subconștient credințele tale limitative, să te înțelegi tu pe tine, să înțelegi că acelea nu ți aparțin, nu sunt ale tale, nu te identifici cu ele. Credințele tale limitative nu sunt tu, da? Pentru că sunt femei care spun, eu nu sunt așa, eu nu sunt așa. Când este vorba, nu știu, despre relația intimă, sexuală, să spunem, da? Sau despre orice alt aspect al unei relații cu un bărbat. Eu nu sunt așa. Păi dacă tu ești inflexibilă, ce crezi că vine din partea cealaltă și din partea vieții? Da? Deci tu, înainte de toate, nu trebuie să faci ceva ce nu-ți place în niciun caz, dar trebuie să te înțelegi, să înțelegi care este rădăcina acestei convingeri, credințe limitative. Da? Sau poate că eu nu știu să manifest, eu nu am cum să manifest. Sau poate că nu știu să atrag o relație sau un bărbat potrivit.
Poate că nu ai încredere în tine și nu crezi că o să reușești. Poate ai un partener, dar ți-e frică să vorbești, să comunici deschis cu el, natural și firesc. Ei bine, pentru toate acestea, este nevoie să cunoști aceste lucruri, cum să faci schimbarea de la a trăi în frică, în ego, în frică, da? În limitări, în convingerile acestea limitative și destructive pe alocuri, de a ști să te împuternicești, dar prin feminitate, prin blândețe, prin căldură, prin răbdare. Aceste lucruri se învață, cum spuneam, nu este o pilulă magică, da? Nu durează 5 minute sau câteva zile. Este un proces care durează minim o lună de zile, dar chiar și într-o ședință, într-o singură ședință, pot să spun care este problema, să-ți dau o explicație, pentru că mintea noastră are nevoie să înțeleagă ce se întâmplă în viața noastră, pentru că noi, dacă suntem în acea bulă de durere, noi nu vedem. Și când ești în rană emoțională, ești într-o durere, ești captivă într-o gaură neagră, iar de acolo nu ai cum să vezi soluția, ever, n-ai cum să o vezi. De aceea ai nevoie de cineva care să te ghideze, care să pună degetul, să, da, alb pe negru să-ți spună care e problema și ce ai de făcut ca să ieși de acolo. Puține femei sunt capabile să iasă singure de acolo sau poate durează foarte mult timp. Mie mi-a luat mulți ani de zile, de aceea am creat metoda Harmony, care concentrează tot ce am învățat eu în peste 10 ani de zile, prin experiențe dureroase. Și nu-mi doresc să rămâi acolo în durere, în bula aceea neagră care îți consumă toată energia ta vitală, forța vieții și nu ai cum să manifesti, că despre asta vorbim astăzi. Deci tu nu ai cum să manifesti pentru că nu ești pe vibrație, nu ești pe rezonanță cu vibrația sufletului. Pentru că noi manifestăm prin energia feminină, pe vibrația sufletului, nu cu mintea. Da? Dacă vrei să din ego, ce înseamnă? Din dominare, din control, din dependență, din disperare. Asta vin din minte, draga mea, din răni emoționale. Deci, soarta, destinul tău vrea ca tu să iei această direcție către lumină, adevăr și iubire. Da? Pe cale sănătoasă, pe cale frumoasă, să nu te mai iei după suprafață. Pentru că de suprafață, cum să zic, prin voință, exact ca o dependență. Prin voință, noi putem să ne inducem o stare de bine, da? Așa zisul pozitivism, care nu e adevărat, nu este real, da? Mă prefac că mă simt bine în viața mea, totul este bine, sunt pe un norișor roz, dar nu se întâmplă așa. Tu poți să-ți induci această stare jumătate de oră pe zi, dar nu e destul dacă în 90% din timpul tău, să zic, tu ești pe vibrație joasă, în îndoiel, în frică, în disperare, în temeri, în îngrijorare sau frustrări legate de trecut, resentimente. Deci iată că de acolo nu ai cum să manifesti, să atragi lucrurile frumoase pe care ți le dorești. De aceea, armonia aceasta interioară te ajută în manifestare. Pentru că numai așa atingi vibrația sufletului, o accesezi și o posezi pentru tot restul vieții tale. Și de unde? Numai din aici și acum, draga mea. Ce înseamnă în aici și acum? Este să nu stai în trecut. Foarte mulți oameni pe planetă stau în trecut, nu se desprind, nu dau drumul trecutului. Nu sunt de acord cu trecutul, cu ce s-a întâmplat din cauza altor oameni, din cauza nenorocirilor sau problemelor sau lipsurilor sau că nu s-a întâmplat cum au dorit ei. Da? Asta este depresia. E controlul de a se întâmpla lucrurile așa cum tu ai rămas agățată, cum ar fi trebuit să se întâmple în trecut și nu s-a întâmplat. Asta înseamnă depresia, înseamnă incapacitatea de a te mișca, de a da drumul, de a te elibera, de a trăi în prezent, în aici și acum. Pentru că fericirea, starea de bine, o accesezi doar în aici și acum, nu din trecut, nu de ieri. Tu nu trăiești fericirea de ieri, acum, da? Și alte femei ce fac? Se duc, alte suflete se duc în viitor, în anxietate.
în frică, în îngrijorare, în scenarită, în scenarii negative de obicei, pentru că asta face mintea, ego-ul nostru, umbra, da? Deci, trebuie să ne echilibrăm, să știm, să ne ducem în trecut și să ne bucurăm de niște amintiri, să ne luăm numai lecțiile din trecut. Iar din viitor, ce putem să facem noi pentru viitor? Nici de cum să ne îngrijorăm pentru că așa manifestăm. Ce manifesti dacă te gândești cu îngrijorare și cu frică? Numai ceea ce îți produce îngrijorare și frică. Deci, numai din aici și acum poți să creezi viitorul colorat, frumos, pe care ți-l dorești. Dar numai din starea de bine, de plăcere, de pe vibrația sufletului, din acel divin interior, scânteia divină care există în tine, draga mea. Iar acum mi-a venit așa o intuiție să-ți recomand cărțile mele. Îți las aici în descriere. Prima carte se numește Tu ești divină, 5 îndemnuri spre împlinire, scuză-mă, Vindecarea feminității, 5 îndemnuri spre împlinire, iar a doua carte, Tu ești divină, 30 lingurițe de înțelepciune. Da? Pentru că te ajută cu un buget convenabil, te ajută să înțelegi care sunt pașii pe care am făcut eu ca să ies de pe vibrația aceea joasă, de frică, de îngrijorare, din ego, efectiv, din minte, pentru că așa ne-a învățat societatea. Iar de acolo nu ai cum să atragi. De pe lipsă, de pe minus, de pe frică, de pe disperare, n-ai cum să atragi lucruri frumoase. Și te rog să dai video acesta mai departe, ca să înțeleagă cât mai multe suflete. Pentru că se duc în iluzie, cred că poți să manifeste. Nu poți să manifeste pe o stare preponderentă de vibrație joasă. Da? Deci, draga mea, cam așa stau lucrurile. Trebuie să ne echilibrăm în interiorul nostru. Iar acum, pentru că eu extrag mereu câte o carte pentru mine personal, ca să știu din ce energie să vorbesc cu tine, ca să mă înțelegi cel mai bine, vreau să-ți arăt acum ce carte a fost astăzi. Iată, Here and Now. Exact asta m-a inspirat să-ți vorbesc astăzi. Așa am fost ghidată intuitiv, aici și acum, draga mea. Ia uite. Starea de bine, verde. Vibrația iubirii. Asta este chakra inimii, verdele, da? Ia uite, draga mea, aici este trecutul, aici este viitorul. Tu, așa, uite, să ai în vedere această imagine, să-ți aduci aminte când te simți îngrijorată, da? Când ești în viitor sau când ești în depresie, adică în resentimente, în frustrări. Să-ți aduci aminte, draga mea, și eu te îmbrățișez cu mare drag, să-ți aduci aminte, să închizi ochii 2-3 minute și să trăiești în prezent. Pentru că prezentul este singurul moment în care există bucurie și fericire. Și este singurul moment din care tu manifesti. Nu din trecut și nu din viitor. Tu manifesti de aici, din prezent și de pe vibrația sufletului. Din această răbdare, din această înțelepciune, din această bucurie și răbdare. Dacă tu nu trăiești răbdarea, nu ai învățat lecția răbdării, nu ești pe energie feminină, draga mea, și nu ai cum să manifesti. Răbdarea nu înseamnă inacțiune. Nu, lucrăm, facem ce trebuie făcut. Este o răbdare de a accesa lucrurile pe care le dorim la momentul potrivit. Răbdare și încredere, credință. Eu am credința că eu atrag ce este potrivit pentru mine, deci nu e o chestie, nu vreau să controlez timpul, nu încerc să controlez divinitatea, nu încerc să controlez viața și pe alți oameni sau un iubit, da? Deci nu controlăm, nu dăm noi un termen cu mintea noastră umană limitată. Eu dacă știu, dacă am încredere și credință că atrag ce am nevoie, păi de ce să mai am nevoie de control? Iată că asta vine din ego, controlul, dominarea, manipularea, de a face totul să se întâmple așa cum vrea mintea noastră ca să se simtă în zona de confort. Iată că acesta este trucul minții, iar alegerea este a ta. Deci dacă vrei să manifesti conștient în realitatea ta, să operezi din conform legii asumției, e necesar să îți accesezi
vibrația sufletului, draga mea, să devii divinul feminin. Și vezi că am mai multe videouri pe acest canal legate de divinul feminin și despre manifestare. Sunt mai multe tehnici de manifestare, dar totul începe cu energia ta, cu feminitatea. Te îmbrățișez cu mare drag și apreciez faptul că o să dai un like, o să-mi lași un comentariu și că te abonezi la acest canal cu mare drag. Îți mulțumesc! Ciao, ciao!